Recitesc lucid, lent, bucată cu bucată tot ce am scris. Am impresia că totul e lipsit de orice valoare, mai bine n-aș fi scris nimic. Lucrurile înfăptuite, fie ele fraze sau imperii, tocmai fiindcă au fost făcute dobândesc aspectul cel mai jalnic al lucrurilor reale. Faptul de a le ști perisabile dar nu asta simt și nu asta mă doare când reparcurg lent aceste texte. Mă doare că nu merita să le scriu, că timpul petrecut cu făcutul lor nu mi-a adus niciun folos decât poate iluzia acum pierdută că merita totuși să le scriu. Tot ceea ce căutăm, căutăm din ambiție. Numai că această ambiție fie nu se înfăptuiește și iată ne săraci, fie avem credința că se va înfăptui și iată că devenim niște nebuni bogați. Mă doare să-mi imaginez că dacă scria mai bine tot rău ar fi fost și că dacă aș fi fost un altul, cum mă visez uneori, acela ar fi făcut totul mult mai bine. Tot ceea ce realizăm în artă sau în viață este doar copia imperfectă a ceea ce credem că facem. E o dezicere nu numai de la perfecțiunea externă, dar și față de perfecțiunea interioară. O deviere nu numai de la regula ce ar trebui să funcționeze, ci și de la regula despre care credem că ar putea să funcționeze. Suntem goi nu numai pe dinăuntru, ci și pe din afară, niște paria ai anticipării și promisiunii. Cu ce energie de suflet închistat în sine, am scris pagină după pagină, în singurătate, trăind la fiecare silabă falsa magie provocată nu de cele pe care le scriam, ci de ceea ce credeam eu că scriu. Cu ce ironică încântare de sine m-am crezut poet al prozei mele, în acele momente naripate când mă nășteam din ea, mai repede decât mișcările peniței, cu un soi de replică guralivă la insultele vieții. Și toate acestea numai pentru a constata astăzi, recitindu-mă că din marionetele mele descusute încep să iasă afară paiele prin găuri și că ele se golez de conținut înainte chiar de a fi existat.